Bună seara, stimați telespectatori! În această emisiune, important, vom vorbi despre legislație. Legislația noastră se modifică, lucrează Parlamentul. În cazul acestei emisiuni, încercăm să discutăm despre legislația condominiumului. Noi, aici, la televiziunea noastră, am mai făcut o emisiune la subiectul respectiv. Considerăm că este o lege importantă, care trebuie să o cunoască, mai ales cei care locuiesc în orașe, în capitale, în orașele mari, fiindcă acolo funcționează asociațiile de locatari. Și vedem că legiuitorii, de fapt Parlamentul, a făcut niște modificări. Ce constă aceste modificări? Vom clarifica cu invitații mei de astăzi. Este vorba de domnul Ion Botnarenko, care este avocat de specialitate și lucrează ca avocat. Bună seara, domnul Botnarenko! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Alexandru Cheptănaru. Alexandru Cheptănaru, care este directorul executiv la SRL, care se numește Casa Familiei. Această societate cu răspundere limitată se specializează, de fapt, în tot gestionarea spațiului locativ în oraș, are o anumită experiență. Și este important să ascultăm doi specialiști asupra legislației respective. De ce spun așa? Din cauza că noi, mai ales cei care trăim în orașe, în capitală, ne ciocnim cu activitatea acestor asociații. Alegem acolo conducerea, organele de conducere, șeful acestei asociații și noi tot timpul suntem, de fapt, mulțumiți de activitatea președinților, de activitatea acestor consilii. Nu ne place una, nu ne place a doua. Totodată, hai să recunoaștem că uneori te pomenești că nu poți întruni adunările. Nu vine acel forum de 50 plus 1 cum se cerea până nu de mult. Am înțeles că sunt modificări. Și e că doi juriști, doi specialiști în domeniu, încercăm azi să ne clarificăm. Și care sunt principalele modificări, cum le vedeți dumneavoastră, domnul Botnarenko, la subiectul respectiv? Și, într-adevăr, legea cu privire la condominiu s-a modificat. Anul trecut, în 2022, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege care a fost publicată în iulie 2022. O parte din reglementări au intrat în vigoare anume în anul 2022, adică undeva vreo 20% din reglementări. 80% din reglementările legii cu privire la condominiu au intrat în vigoare anul acesta și sunt aplicabile. Principalele modificări ale legii cu privire la condominiu este desfășurarea adunării generale. În primul rând, s-a simplificat procedura și s-a oferit mai multe posibilități locatarilor de a convoca adunarea generală mai simplu față de cum era anterior. O altă modificare... Înainte erau 50 plus 1. 50 plus 1. Trebuie să întrunești măcar jumătate. Exact. Dacă lumea este plecată prin deplasări, dar unii chiar s-au evacuat, adică sunt apartamente și goale chiar aici la Chișinău și nu-i găsești. Acum, deja, legea prevede convocarea adunării generale cu 50 plus 1, cum ați menționat dumneavoastră, dar dacă nu s-a întrunit quorumul necesar, atunci adunarea generală repetată poate fi stabilit quorumul cu 25% din numărul apartamentelor din asociația de coproprietari în condominiu. O altă modificare este că locatarilor li s-au oferit mai multe drepturi. De exemplu, dacă până acum nu era stabilit un termen cert de acumulare a informației sau de a solicita o informație de la președintele asociației, acum legea spune clar că președintele asociației este obligat să răspundă la întrebările simple ale locatarilor, care nu sunt complexe, care nu necesită un volum mare de informații, în termen de 7 zile. Dacă întrebările sunt mai complexe, atunci în termen de 30 de zile. O altă modificare foarte importantă, care a fost propusă de către Parlament, este efectuarea sau adunările generale speciale. Deci, dacă dumneavoastră sunteți un grup de locatari care aveți mai multe garajuri, dumneavoastră, toți locatarii aceștia care aveți garajuri, puteți să convocați o adunare generală specială, să numește. Și dumneavoastră luați o hotărâre în interesul acestor persoane, doar care
Important este să nu afecteze interesele celorlalți locatari. Dumneavoastră, societatea noastră cu răspundere limitată se ocupă cu întrebările respective și eu înțeleg așa că trebuie de aplicat legea. Și aici de fiecare dată apare întrebarea, cum se lămurește unui om care nu are studii juridice, da? Care este uneori departe de problemele de drept, de organizare, de autogestiune, că el are niște drepturi, că el trebuie să înțeleagă ce înseamnă autogestiune, da? Că el trebuie să fie activ, ca cetățean activ, că altfel soarta lui și tarifele și problemele și așa mai departe le hotărăsc alții. Și uneori oamenii sunt și manipulați din cauza că nu au cunoștințele respective. Ce spuneți dumneavoastră la subiectul autogestiune? Autoadministrare. Deci vreau mai întâi să abord tema că, așa cum în legea vechi, precum și în legea nouă care a intrat în vigoare, organele de execuții deliberative și colegiale au rămas aceleași. Adică este președintele asociației, este Consiliul de Administrație, este adunarea generală și este cenzorul. Iar aceste organe au atribuții de a conduce cu asociația. Adică în cazul de autoadministrare, aceste organe participă la conducerea asociației de proprietari, inclusiv cu staful său administrativ angajat care efectuează lucrările respective, contabil, jurist, tehnicieni și așa mai departe. Deci, și un moment foarte important prin care a fost modificată legea, dacă până acum legea veche spunea că adunarea generală era obligatorie numai cu prezență fizică, deja adunările generale pot fi organizate prin alte metode, adică sunt cu prezență fizică adunări generale prin formă mixtă, adică mixtă ce presupune? Că o parte din proprietari participă cu prezență fizică la adunare, altă parte pot participa la adunare prin cu ajutor, prin mijloacele electronice. Mijloacele electronice, da, același grup Viber sau rețele de socializare, prin teleconferință și așa mai departe. Ca să, online, cum le spunem. Online, da, ca să fie prezenți la adunare online și să ia careva decizii. Și a treia modalitate este prin corespondență. Aceste trei metode trebuie... Prin corespondență și să are în vedere? Prin corespondență, adică fără prezență fizică. Când dați semnătura că precum că sunt la adunare? Prin Zoom. Fără prezență fizică. Chestiile astea trebuiesc reglementate și aprobate prin statutul nou, care acum, conform legii noi, fiecare asociație de locatari și are denumirea din asociații de locatari în asociație proprietarilor în condominiu, APC. Și îi obligă ca să facă un statut nou, să-l votez la adunarea generală și să prezinte la Agenție Servicii Publice. Se înregistrează, da. Referitor la autogestiune, deci aici la autogestiune decizia de bază aparține adunării generale. Adică mai mult să are în vedere cheltuiala sau mijloacelor financiare. Ceea ce se impune printr-un buget, care trebuie să fie aprobat până la sfârșitul anului, până la 31 decembrie, votat la adunare generală. Iar banii care votați de oameni, adică bugetul, va fi executat în continuare de către administrator. Și la fel, decizii care nu le poate lua administratorul unilateral, le ia Consiliul de Administrare. Face ordinea de zi și le ia în interesul locatarilor. La noi tot lucrează în interesul locatarilor, dar când te pomenești, locatarii sunt fără drepturi, ori nu prea se descurcă că e lipsă de transparență și nu se poate descurcă în ceea ce este buget acolo, ce sunt cheltuielile, de unde au venit veniturile, cum s-au cheltuit ele, uneori chiar și Consiliul celor de Administrare nu se organizează. Adică
Știți? Vorba de lipsa de activism, așa înțeleg eu, așa că emisiunile astea care noi încercăm să le facem și să ducem o anumită informație și niște cunoștințe, trebuie să-i fac pe oameni totuși să fie mai participativi, că ei să participe, să înțeleagă că acolo e vorba despre drepturile lor. Exact. Anume în cadrul autogestiunii, locatarii au posibilitatea mai mult să verifice activitatea asociației. Și cum a menționat colegul meu, asociația este compusă din 4 organe de bază. Adunarea generală, Consiliul Asociației, președintele și cenzorul. Și locatarii, atunci când deleagă aceste persoane în funcțiile respective, ei au posibilitatea să-i verifice. La autogestiune, locatarii nemijlocit se implică prin verificarea președintelui asociației, prin verificarea activității Consiliului. Atunci când vorbim despre o asociație care este gestionată de către o companie terță, atunci mai multe responsabilități sunt transmise în gestiunea companiei terți, respectiv ea se ocupă de întrebările care cumva un pic mai lasă din sarcina președintelui asociației. Și totuși apare întrebarea cât de efectivă este autogestiunea. Autogestiunea este efectivă pentru toate asociațiile atunci când persoana care e președintele asociației este o persoană onestă, transparentă și are o comunicare liberă și echitabilă cu toți locatarii. Atunci când acea persoană care a fost numită în funcție de președinte găsește soluții la toate problemele care sunt în asociație. Iată, în cadrul... Asta e varianta ideală. Asta este varianta ideală. Orice formă de organizare și de gestiune a unei asociații este bună. Că este autogestiune, că este gestionată de către companii terți. Important sunt oamenii care participă la gestiunea acestei asociații. Să fie corecți, competenți și dispuși să asculte problemele asociației. Și alocatarilor. Tot și acolo abuzuri apar. Uneori noi putem să presupunem că au fost abuzuri. Altădată ele într-adevăr sunt. Sunt președinți care trece anul și el nu face niciun raport. La adunare nu vrea să dă un raport financiar. Și totodată vine așa cu lămâriri de astea, deci, simpliste. Ce vreți voi, eu cu mare greu mă descurc, dacă nu vă place, eu am plecat și după ce a lucrat 2-3 ani și nu a făcut niciun raport, el te anunță că a plecat și uneori trântește tot și a plecat. Și noi așa de simplu selectează altă persoană. Adică noi vorbim aici de chestiunea abuzurilor, cum să le evităm, ce cunoștință nouă ne trebuiește aici ca să le avem, ce prevede în cazul de față legislația. E că, de exemplu, chiar și același președinte de asociație care nu și-a dat darea de seamă 2-3 ani de zile, practic nici Consiliul și nici Adunarea Generală nu-i poate face nimic. Omul a plecat, așa, ca un anarhist de cealaltă, l-a aruncat și a plecat. Știți, eu pot să vă comunic din practica mea. Recent am avut mai multe situații în care m-au contactat diversi locatari care mi-au comunicat că nu sunt de acord cu deciziile care au fost luate la adunările generale, decizii care au fost propuse de către președintele asociației în cadrul autogestiunii. Locatarii m-au contactat și mi-au zis, domnul Ion, noi încercăm să purtăm o comunicare cu doamna președinte, ori cu domnul președinte, și nouă nu ni se ridică receptorul, nouă nu ni se furnizează nicio informație. Pe alocuri suntem intimidați, simplu, prin diverse căi, prin mesaj, vocal, oamenii le este frică să se implice în schimbările asociației. Respectiv, vă dau un caz practic. Am ascultat persoanele respective și am mers să le reprezint interesele. Problema era foarte simplă. Se administra blocul cu 1,60 lei de metru pătrat de servire a blocului locativ. După câteva adunări generale, s-a stabilit 4,30 lei. Practic de 2,5 lei mai mult. Sunt oameni care pot să-și permite să achite 4,30 lei de metru pătrat cât are în apartament. Dar sunt oameni care nu pot. Am mers să discut cu președintele asociației și în cadrul discuției cu președintele asociației am simțit aroganța președintelui. Nu vrea să-mi comunice absolut nimic.
era foarte frustrată de întrebările pe care le dădeam. Ele erau prin prisma legii. Și s-a apropiat un consilier a asociației. Consilierul asociației care s-a prezentat ca fiind un șef de la BNM, de departament. Și care mi-a zis, dumneavoastră prea multe informații furnizați locatarilor și pentru asta eu am să intervin la Uniunea Avocaților și o să vă fie retrasă licența. Adică dacă mie, în calitate de avocat care cunosc legislația, mi-ți transmit așa mesaj, dumneavoastră gândiți-mă acum cum percepe acest mesaj un locatar simplu, care nu are legătură cu... Eu cred că cazurile astea sunt foarte și foarte răspândite. Totuși, cum de edificat, cum să spune, relațiile astea normale între, pe de o parte, asociație, locatari și șeful. Dacă noi, șeful se ala, până la urmă, el oricum este ales. El doar e ales prin vot. Noi l-am selectat din aceea ce avem acolo. Da? Am găsit unul care dorește să lucreze, că nu fiecare dorește. Unii consideră că activitățile este destul de complicate, dar eu mă întorc la ideea anterioară. Tot și abuzuri aici, cum să le evităm? Și unde am putea să ne plângem pentru abuzurile respective? Unica soluție este pur și simplu să-l demisionezi pe persoana respectivă, să-l alungi, sau am putea să existe și alte măsuri? Deci eu aș compara activitatea unui administrator de asociații ca activitatea unui ofițer de sector. De ce? Din cauza că administratorul de asociație, el trebuie să rezolve toate problemele locatarului. Pentru asta el și este ales de adunare generală. Mai mult ca atât, dacă este un regulament unde sunt votate sancțiuni pentru careva încălcări, administratorul are dreptul să sancționeze locatarii pentru careva încălcări de ordine internă, stabilit conform regulamentului votat. Dar uneori, nu vorbesc de toate asociațiile, fiindcă sunt administratorii onești și cinstiți care își fac lucru corect și asociațiile sunt administrate perfect. Dar sunt asociații unde apar interes de grup sau apare însăși interesul financiar, fiindcă la noi moldovanul e învățat foarte ușor să înmulțească sau să adune banii. Și le pare că dacă el o să ieie în cărcă și să administreze, să facă șef și să administreze o asociație, el o să regleze cu toate resursele financiare a asociației, văzând că banii se pot fi puși la plată mulți și aici și începe, datorită interesului financiar și însăși economic, interesele de grup de a deveni el președinte, de a se impune președinte la asociația dată și mai departe, văzându-se în funcția dată, începe abuzuri. Mulți din persoanele în cauză, necitind legea condominiului, care clar spune care sunt competențele, însă și obligațiunile unor administratori de bloc, începe să-și pui singur salariu. El stabilește singur salariu și salariu destul de exagerate. Își angajează în funcție de stafful lucrativ rude de gradul 1, gradul 2, tot el stabilește salariile și le dă lor lunar. Poți contracteze diferite furnizori sau companii care va presteze careva servicii tot pe interes personal. Și că aici se încep problemele dintre locatari și președinte. Pe când, de fapt, toate cheltuielile din asociație sunt stabilite strict de către adunare generală prin votarea unui buget anual. Adică numai adunarea generală este în drept să stabilească salarii pentru președinte, salarii pentru lucrători, contractarea serviciilor, serviciilor terțe, careva lucrări de reparații. Dar, de multe ori, pentru a fixa bugetul respectiv și a ști că el este un obiectiv, pentru asta trebuie o revizie, trebuie un audit, cum spunem noi. O verificare destul de solidă, care nu tot timpul, eu știu, membrii asociației respective nu poate să aibă uneori competența ca să spună, uite, asta e adevărul sau acela e adevărul.
De atâta că oamenii nu cunosc însă și atribuțiile organelor executive din asociație. Este pentru aceasta cenzor. Este o funcție specială prevăzută de legea condominiilor și cenzor are strict atribuții de verificare a fluxului mijloacelor bănești din asociație. El are dreptul să facă audit, revizii, să ceară de la administrator orice document, orice cheltuială, orice factură și să stabilească... Dar ce Consiliul nu are acel drept? Nu. Dar chiar adunarea generală nu are dreptul respectiv? Nu. Deci strict cenzorul nu se supune nici Consiliul, nici administratorul. Este o funcție aparte. Și dar cui se supune? Nu se supune la nimeni. El e votat de adunarea generală. A, de adunarea generală. Da. Înseamnă că tot și el este, de fapt, exponentul nostru, reprezentantul adunarei generale. Și noi când ne-am dat la adunarea generală și vedem că președintele nu știu ce ascunde acolo, chemăm cenzorul și iar raportează-ne și e acolo. Deci, da, ce menționat Alexandru, este vorba despre faptul că cenzorul în legea cu privire la condominiu are împuternicire expresă, pe care nu le are Consiliul și nu le are adunarea generală. Adunarea generală, într-adevăr, îl numește în funcție, dar atribuțiile pe care urmează să le exercite cenzorul sunt unice în raport cu președintele asociației și în raport cu Consiliul Asociației. El dă un raport în fața adunării. Adunării, exact. Dar verifică activitatea Consiliului și a președintelui asociației. Pe că vedeți că la noi, dacă locatarii ar cunoaște lucrurile acestea, noi, bine că ați venit dumneavoastră în emisiune și eu mă bucur, fiindcă și după emisiunea trecută au apărut întrebări și se vede că problemele trebuie să le abordăm în continuare. Deci, aici e vorba de niște reguli și reglementări, dumneavoastră pare să vorbeți și dumneavoastră, care trebuie să existe sau să le facem într-un regulament ca șefii respectivi, președintele asociației, să nu își permită abuzuri. Adică, până la urmă, trebuie să fixăm niște limite. Există așa practică aici, la Chișinău, dumneavoastră v-ați întâlnit cu așa practică, regulamente, când tot și asociațiile pot să organiza, pot pregăti așa regulamente și, deci, președintele asociației știe concret atribuțiile respective. El nu se simte acolo mare stăpân și mare boier. Știți, deci nu este nevoie, de fapt, despre un regulament ca președintele asociației să acționeze în limita legii. În lege este prevăzut toate atribuțiile lui. El nu trebuie să exceadă din aceste atribuții. El trebuie să le respecte care sunt prevăzute. În contextul întrebării dumneavoastră legat de abuzuri ale președintelor asociației, ele pot fi diferite. Pot fi intimidări. Care este soluția intimidării? Ne adresăm organelor competente și sesizăm organele. Că eu m-am adresat la președintele cutare, am întrebat informația cutare și am fost intimidat, am fost amenințat. O sesizare... Organele de poliție. Organele de poliție, exact. Spre exemplu, dumneavoastră v-ați adresat cu o cerere, dar n-ați primit răspuns. Acționați în judecată. O acțiune, două acțiuni civile, trei, zece, o să vadă toți locatarii. Dumneavoastră știți că nu e așa de simplu să te adresezi în judecată. Exact. Sistemul dar nostru actual. Este dreptul locatarului pe care el trebuie să-l exercite. Noi trebuie să învățăm și să oferim informații locatarilor că ei trebuie să acționeze într-o modalitate nouă, nu modalitatea veche. Nu trebuie să mai tacă, ei trebuie să implice. Să nu fie doar activ în Viber, în Telegram, în WhatsApp și alte... Că ei acolo foarte, foarte des își exprimă nemulțumirile. De atunci când vin la adunările generale, tac, nu vorbește nimeni. Vorbesc 2-3 oameni care tot au interes de a menține președinția. Și uneori ei domină în general tot exact. Discursul acolo. Deci nemulțumirea nu trebuie să fie discutată acasă, în familie sau cu un vecin într-un loc așa mai închis, nu ne audă nimeni. Nemulțumirea trebuie să fie făcută public, la adunarea generală. Oamenii să se adune și să își stabilească ce doresc ei să obțină. Și nu doar atunci când observă încălcări, să le sesizeze. Organelor de poliție, altor organe care consideră ei că prin activitatea președintelui asociației s-a încălcat ceva și s-a acționat în detrimentul locatarilor, adică în dezinteresul lor. Am înțeles. O altă întrebare ar fi, care sunt problemele cele mai frecvente? Noi vorbim de problemele cele mai frecvente, care le au asociațiile, deci în general. Așa, dumneavoastră, dacă aveți experiența asta din orașul Chișinău, așa înțeleg eu, ele sunt uniforme, ele sunt aceleași probleme sau tot și aici este un anumit specific?
Deci, la compartimentul dat, eu aș menționa o problemă foarte importantă. La momentul când s-a fondat Asociația de Locatari și dezvoltatorul nu predă în timp blocul și terenul asociației. Ce generează aceasta? Deci, e clar că sunt dezvoltatori responsabili, onești, care își fac atribuțiile totale și persoana când a intrat în bloc, el nu mai simte nicio problemă. El își trăiește viața liniștit, are contracte individuale cu toți furnizorii, nu trebuie să plătească sume în plus la careva furnizori. Dar sunt dezvoltatori care nu transmit la timp blocul și terenul în proprietate asociației. Ce presupune aceasta? Deci, primul document care dă voie să se înregistreze asociația este procesul verbal de recepție finală a construcției. Deci, în baza procesului verbal de recepție finală a construcției, este deja de posibilitate ca să fie înregistrată o asociație de proprietari la Agenția Servicii Publice. Ulterior, blocul și terenul cu rețelele ingineriești sunt încă în proprietatea dezvoltatorului. Da. Pentru ca aceasta să treacă în proprietatea asociației, se face un contract de primire-predare a blocului și terenului vizat notarial dintre președinte și dezvoltator, după care se înregistrează la Agenția Servicii Publice. Păi că după aceasta, acest document dă posibilitate ca pe viitor să fie încheiate contracte cu terții, adică cu premierii energie, cu termoelectrică, cu apă, canal. Atât timp cât acest document lipsește, nu este posibil de ca asociația și locatarii să încheie contracte individuale cu acești furnizori. Și sunt nevoiți să achite tarife de persoană juridică din cauza că rețelele și facturarea vine pe dezvoltator și tarifele acolo sunt ca persoană juridică și persoanele sunt nevoiți să achite sume exagerate. Deci noi am să vorbim în partea a doua emisiune despre chestiunea respectivă. Acum propun o pauză de publicitate. Pauză de publicitate. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că am în studio doi juriști. Este vorba de domnul Botnarenko Ion, care este avocat, și domnul Cheptănaru Alexandru, care este director executiv la SRL Casa Familiei. Discutăm despre modificările în legislația despre condominium. Este o legislație despre asociațiile de locatari. Noi, cei care, mai ales care trăim aici în oraș, știm că aceste asociații funcționează. Uneori funcționează mai bine, uneori nu funcționează chiar reușit. În tot cazul, toată proprietatea asta a noastră, a locatarilor, este gestionată sau este autogestionată prin intermediul asociațiilor. Și acolo, la asociații, alegem conducători, alegem deci, șefi, alegem consilii, alegem revizorul, cealaltă, cum îl cheamă cenzorul. Da, cenzorul. Dar uneori sau deseori nu suntem, de fapt, satisfăcuți de activitate, de tarifele care sunt acolo, de gestionarea banilor, de bugetul care se adoptă și uneori nu se raportează. Și legea, modificările care au venit în legislație, permit ca să participăm mai activ în gestionarea acestor treburi publice și să ne descurcăm. Și eu chiar și în prima parte a emisiunii spuneam că nu de fiecare dată noi suntem capabili să ne descurcăm, chiar dacă unii din noi au și pregătire bună și sunt și economiști și juriști și așa mai departe. Eu pe dumneavoastră v-am invitat ca să discutăm și să abordăm aceste întrebări. E ca ce se întâmplă de fapt când președintele asociației influențează prea mult sau cum spunem eu, își mai permite niște abuzuri, da? Deci în acțiunile lui și el ignorează de fapt opiniile oamenilor, uneori ignorează inclusiv hotărârile deci adoptate la adunarea generală, care sunt aici mecanismele de a-l influența.
Știți, în cadrul la multe asociații există câteva grupuri. Uh-huh. Orice asociație are un grup de oameni, da? Un grup care își urmăresc interesele personale și un grup de oameni care sunt mai minoritari. Și dar uneori ei nu sunt mai minoritari, dar ei poate, știți cum sunt mai modești, oamenii consideră că ei nu au pregătire necesară și sunt cei care vorbesc înseamnă că știu, e de să-i ascultăm pe dâși. Sau nu vor să-i implici din cauza, nu vreau să sfădească cu vecinii. Poate și asta să fie, da. Da, dar anume lucrul acesta și nu schimbă faptul, activitatea asociației. Respectiv, iată aceste grupuri creează anumite dezinformări. Atunci când un locatar primește o informație despre activitatea asociației, el trebuie să o verifice. Noi foarte des avem cazuri în practică când mergem la o adunare generală și un locatar poate să zică președintele asociației: eu am auzit că dumneavoastră ați furat atâția bani. Nu verifică informația, o spune în public, este prezent altă persoană, face plângere la poliție pentru calomnie. Deci, stimați locatari, verificați informația. Sunt în fiecare asociație, sunt grupuri de oameni care urmăresc interesul ca președintele asociației respectiv să rămână în funcție și dumneavoastră să primiți o informație eronată. Atunci când dumneavoastră vedeți că sunteți respinși de la o anumită informație, nu o cunoașteți, nu discutați doar în Viber, întâlniți-vă, discutați față în față, mergeți, spuneți întrebări. Dacă dumneavoastră pur și simplu o să vă raportați la informația pe care o primiți, dumneavoastră o să vă comunice ce trebuie să știți doar. Și foarte des avem situații când președintele asociației... Zvonul, o calomnie și este altceva când și președintele asociației trebuie să fie mai transparent, da, mai deschis și să aibă capacitate să comunice și să demonstreze cu documente că el gestionează corect. Oamenii la adunările generale vin și se ceartă. Ei nu își rezolvă problema. Ei vin să ceartă și zic cine și cu cât a furat. Dar nu clarifică esența. Da. Ei nu clarifică esența. Până la urmă, anume astfel de președinți care văd o asemenea haos în asociație, ei își folosesc de acest lucru. Și măresc tarifele peste noapte. Unul, de exemplu, plăte 2 lei pe metru pătrat. Plătește într-o zi 4 lei, 5 lei. Și când el ridic întrebări, dar cum am ajuns la suma respectivă? Cum am ajuns? A fost adunarea generală, dumneavoastră nu v-ați prezentat. Sunt foarte des cazuri când președinții de asociații anunță despre adunările generale într-o formă cât mai limitativă. Se prezinte doar grupul de interese care are el nevoie și pe care el îl susține. Deci interesați-vă, dați întrebări. Nu lăsați și discutați doar acasă problema asociației. E ca și noi, ca comunitate de proprietari, începem să ne exprimăm anumite nemulțumiri, că ea ca cineva face abuzuri, conducerea face abuzuri și mai departe. Cum acționăm în cazul de față? Unica ieșire pur și simplu să-l criticăm și să-l destituim din funcție? Dar nu putem să continuăm cu așa un președinte. Sau ne adunăm toți la o adunare generală și modificăm componența organelor. Președintele schimbăm, Consiliul de Asociație și includem oameni competenți, transparenți și care acționează legal, ori pur și simplu îi lăsăm și ne plângem că s-a mărit tariful. Până acum, pentru adunarea trebuie 50+1, acum noi putem să facem și cu o pătrime. Exact. Adunarea generală repetată. Repetată. Cu o pătrime. Deci este mult mai simplu. Într-adevăr, legiuitorul a oferit o posibilitate mai ușoară și mai oportună pentru locatari. Adică poftim, faceți, doar schimbați lucrurile spre bine. Și tot așa ne trezim peste noapte cu cheltuieli în plus, nejustificate. Absolut. Una cu tariful, asta este o problemă deja în municipiul Chișinău, frecventă. Oamenii peste noapte se trezesc cu tarife și cu servicii în ordine de plată care ei nu cunosc pentru ce. Ei află ulterior că au fost adunarea generală sau nu știu ce acolo. Tariful la apă, la apă canal, e adoptat? Nu, noi ne referim la deservirea... La deservirea blocului. Deservirea blocului. Noi să vorbesc de deservirea blocului. Așa. Ce sfaturi avem noi? Ce resurse avem noi? E că dumneavoastră, inclusiv ca organizații care cunoașteți acest domeniu, deci bine.
Ce le putem noi oferi în general acestor asociații, pe de o parte, pe de altă parte, membrilor? Când avem nevoie, de exemplu, eu așa, de exemplu, am văzut la noi, la asociație, că este necesar, de fapt, un audit. Un audit, o viziune asupra bugetului, asupra cheltuielilor, asupra veniturilor și așa mai departe, ca să o facă niște profesioniști. E una când, cum spuneți dumneavoastră, la asociație începe a sărga toți, deși acolo e mult calomnie, poate fi și vorbi în vânt. Și este altceva când a venit specialistul așa dintr-o parte și a expus punctul de vedere și a semnat un act, o expertiză, cum spunem noi, sau un audit. În primul rând, locatarii trebuie să cunoască drepturile sale, fiindcă, în primul rând, ei sunt consumatori și pentru careva pentru serviciile date, chit mijloace bănești și doresc pentru aceasta cât de cât calitate și transparență. Legea spune clar că administratorul de asociație e obligat să răspundă la orice cerere a locatarului în timp de 10 zile. Dacă întrebarea este mai sofisticată și necesită timp de examinare, până la 30 de zile. Fiecare locatar problema trebuie să o expună în scris și să aibă o confirmare că administratorul a primit cererea acestuia. Fiindcă eu am avut caz că s-a adresat câteva cereri unui administrator, administratorul nu a mai răspuns deloc, s-a adresat cu o cerere la poliție pentru nerăspunderea la cerere, la petiție, în timp și a fost sancționat administrativ. Dar cu câte mai multe cereri vor fi depuse și nu vor fi dat niciun răspuns la aceste cereri, acesta este un motiv ca adunarea generală să decide în privința acestui administrator. Demis, ca cum lege permite cu sau fără motiv, demis altă persoană, că eu cred că se găsesc persoane care doresc să conducă o asociații, că însă și adunarea generală, oamenii doresc și ar acorda și un salariu unui administrator, numai că el să facă treabă, fiindcă sunt asociații că el în afară de salariu nu face nimic în bloc. Sunt de 8-9 ani, el nu a făcut niciodată nicio adunare generală, oamenii nu cunosc cine-s consilierii, nu cunosc cine-i cenzorul, achită bani, dintre care el numai își ia salariu. Și tot. Și omul când a sfiat în generală, îmi spune și salariu ai tu, și salariu are de ridicatoare la următoarea adunare generală. Eu azi vă spun, adunarea generală nu se face nici, ba au fost pandemie, motivare, că nu putem să ne adunăm, ba una, ba alta, așa că așa se 3 ani, 4 ani și tot așa. Se întinde, oamenii nu au, oamenii principalul cu achită serviciile, ștac, nu se face nimic. Dar știți, de atâta și îndemn oamenii, ieșiți, nu stați în casă și scriți numai pe rețea că eu nu sunt de acord cu una, eu nu sunt de acord cu alta și tot. Ieșiți la adunări, aveți, îndemnați pe vecini, ieșiți și spuneți problemele în ogradă. Nu se face una, nu se face alta, cereți prin adunare generală un audit. Bine, până dacă nu se rezolvă întrebările, să sunt companiile de gestiune pe care o reprezint și noi în acest moment ajutăm oamenii și inclusiv față de abuzurile administratorului. Putem să-i ajutăm și cu un audit. Putem îi ajutați la solicitare. La solicitare. Adică acordăm suport juridic, suport economic. Noi avem și contabili, avem economiști, avem juriști, avem avocați. Pe tot spectrul dat, noi putem îi ajutăm orice asociații. Știți? Asociația întreagă și sau dumneavoastră reacționați și atunci când poate să adreseze doar o parte din acești locatari? Poate să adreseze și un grup de inițiativă și noi luăm act de solicitarea lor și îi ajutăm. Da, știți? Da, serviciile este probabil trebuie să plătite. După caz, noi da? Putem să decidem serviciile date să le facem din tariful de gestiune. Dacă noi închem contract de gestiune cu asociații, noi putem să le oferim acest serviciu pro bono. Adică nu-i bătut în cui că dacă voi veniți la noi și închem un contract, eu o să vă pun în plată auditul aparte sau serviciul juridic aparte. Adică aici e un moment de colaborare dintre asociații și firma de gestiune. Asta de obicei se întâmplă atunci când există un conflict acolo intern între conducere și o parte de asociație, unde sunt niște abuzuri, falsificare de documente, inclusiv. Și mai mult ca atât, legea nouă deja obligă fiecare asociație să aibă un fond de rezervă cu bani special alocați pentru situații excepționale.
Și fondul acest de rezervă tot trebuie să fie gestionat. El, legea impune un cont apart ca acești bani să fie, să fie alocați acolo. Dar și fondul acela de unde? Tot de spatele oamenilor trebuie într-un. La el acces este restricționat, adică banii se cheltuie strict în cazuri excepționale. Dar noi avem cazuri când administratorul folosește banii din fond de rezervă pentru procurări zilnice. Asta tot e un abuz. Știți, la noi oamenii așteaptă cineva să le rezolve problemele. Și dumneavoastră a spus despre audit. Să propun audituri. Dar pentru audit trebuie să plătești. Așa e. Și când aude omul că trebuie să plătească pentru audit, gata, el este dezinteresat. Prima întrebare care o dă persoana este, da, eu până acum ce fac? Eu am plătit până acum facturile. Eu încă să mai plătesc și audit? Știți, iată, aici sunt niște momente. Atunci când se stabilește un tarif în cadrul unei asociații, un tarif majorat, iată despre ce a vorbit și colegul, trebuie să ia totuși în considerație părerea la toți locatarii, cel puțin să facă un sondaj și să ia în considerație capacitatea financiară de plată. Pentru că dacă noi spunem tariful de 4-5 lei pe metru pătrat, noi o să avem rău platnici. O să fie oameni care nu o să achite. Și asociația, per general, o să aibă doar de pierdut. Litigii în instanța de judecată, scandaluri între vecini și tot așa mai departe. Adică atunci când se propune președintele asociației, membrii Consiliului Asociației, care urmează să fie numiți sau au fost numiți, propun majorarea tarifului, imediat trebuie să ia în considerație capacitatea de plată. Cineva are un apartament de 50 de metri pătrați, și pe același etaj este apartament de 120 de metri pătrați. Ei o să plătească diferit în factură. Înmulțesc 4 lei la 120 de metri pătrați. Dar păi cum poți rezolva problema dacă te impune, de exemplu, tarifele înalte care sunt fixate la nivel de țară, la nivel de oraș? Da, de servire, tariful. Alt moment. Da. Ce se schimbă în urma majorării acestui tarif? Ce servicii suplimentare o să fie dacă la prestarea serviciului de, la tarif de 1,60 lei totul bine, ideal, serviciul era prestat bine, la 4,60, după 4,30, după cum am văzut, practic serviciile nu se schimbă. Aceleași servicii rămân, tariful majorat, dar se observă un interes de grup. Și un interes personal a administratorului. Da. Precum și salarii mărite. Apropo, Alexandru, în contextul salariilor mărite, avem un caz recent în care președintele asociației, la adunarea generală, care a fost convocată și efectuată cu 25% din locatari, își stabilește salariul de 15.000 de lei net. Deci se include 15.000 de lei net. Omul nu înțelege că, de fapt, atunci când ridici un salariu de 15.000 de lei net, asta presupune că peste 40% de contribuții. De fapt, e peste 20 ceva de mii de lei. Da. Și stabilește salarii personal, 15.000 de lei net, salariul pentru deridicatoare, 5.000 de lei net și mai multe salarii. De fapt, se prezintă oamenilor aparent niște sume, dar asociația... Dar în realitate ele s-au altă. În realitate ele s-au altă. Dar subtilitățile se ascund. Da. Subtilitățile se ascund, într-adevăr. Dar omul votează și pune, dar însăși scopul real, el își... Dar știți când se revoltă omul? Când vine în factură. Da. Iată el când vede în factură că e mai mult, el atunci se revoltă. Dar până la momentul respectiv... Acum, către sfârșitul emisiunii, noi trebuie să avem din partea dumneavoastră ambii, deci nu doar niște concluzii, dar și niște propuneri. Că e vorba de cetățeni, locatari, asociații, conducători de asociații și dacă dumneavoastră considerați că legislația care a fost adoptată, eu am văzut că dumneavoastră ați lăudat-o, că e bună, dar vedeți că totuși sunt acolo și deci anumite lacune care poate trebuie încă mai gândite. Asta poate părerea mea. Cu cine începem? Eu aș îndemna locatarii, în primul rând, să fie activi și să ceară de la
președinte, de la administrator, de la consiliu, explicații pe fiecare pasă lor, fiecare cheltuială de bani, fiindcă omul achită bani. Pentru aceasta, lui trebuie să-i dea o dare de seamă. Dacă nu trimestrial, la jumătate de an, la un an. Acestea sunt banii oamenilor și fiecare administrator trebuie să dea dare de seamă față de oameni, fiindcă până la urmă salariul primește tot din banii la acești locatari și interesele sunt destul de majore. Așa că oamenii trebuie să fie mai insistenți, să iasă la adunări, să convoace mai des, să discute problemele care sunt, să-l cheme pe președinte la fața locului. Numai așa problemele vor fi rezolvate pozitiv. Altfel, fără spirit de inițiativă, ca cum se observă la multe asociații, nu o să ajungă la nimic bun. Fiecare să face interesul lor. Oamenii trebuie să se informeze mai mult, să bată în ușă și să ceară respectarea dreptului său. Administratorul trebuie să aibă ore de primire ca persoana să ducă să-și poată rezolva problema, fiindcă orice persoană își duce practic jumătate de viață în bloc, acasă, și el dorește ca să aibă un trai decent. Asta e mesajul meu. Cât administrator să fie corect și să ajute locatarii. Și în caz că dacă locatarii întâmpină probleme în gestiune, se adresează la companiile de gestiune, precum companiile suntem cum noi. Sunteți dumneavoastră, da? Da, SRL Casa Familiei, care o reprezint. Așa. În cazul ăsta, dacă el se adresează la dumneavoastră, ce ar câștiga el? Adică dumneavoastră aici l-ați ajutat doar cu... Veniți cu sfatul, veniți cu propuneri într-un fel de colaborare, așa înțeleg eu, da? Da, deci ca să fie mai clar, când asociația se auto-administrează, cheltuielile sunt mai mari din cauza că este salariul administrator, este salariul contabil, este salariul jurist, sunt personalul tehnic, sunt menagerii. Toți aceste persoane primesc salariu, inclusiv taxe și impozite care trebuie să fie achitate la stat. Și bugetul asociației ar presupune cheltuieli mai mari. La companie de gestiune tariful e clar că este cu mult mai mic, din cauza că deja staff-ul este format. Noi, pentru un tarif, prestăm acest serviciu în totalmente, fiindcă noi deja avem format echipa de profesioniști care își cunosc lucru și îi ajută în orice moment. Nu trebuie, pentru o problemă juridică, el să contracteze un avocat sau un jurist la chit suplimentar. Asta ar îmbunătăți însăși activitatea și asociații și traiul persoanelor în asociații. Poți să ne adreseze la noi cu orice întrebare, noi le ajutăm. Și mai mult ca atât, compania noastră este transparentă. Noi în fiecare lună pe fiecare asociație emitem balanță de verificare, unde clar se vede banii pe fiecare rubrică, pe gestiuni, pe furnizori, adică pe pierți, de exemplu, fondul noi de rezervă. Ne-am clarificat că asociația noastră nu ne satisface mai mulți ani. Noi vedem că acolo e haos, acolo se încalcă, acolo nu-i clar proprietățile, nu-i clar arenda, nu-i clar bugetul și așa mai departe. Și ne-am săturat de haosul ăsta. Noi putem să ne adresăm la dumneavoastră, veniți și ne luați în gestiune. Care noi suntem neutri, nu avem niciun interes de grup în asociația, dar ei, noi... Nu aveți interes. Aveți interes, câștigați, așa înțeleg. Păi, într-un fel, să vă câștigați companie... venituri, da. Dar nu sunteți companie de binefacere. Dar totodată, adică încercați să ne promiteți că tarifele o să fie o leacă mai joasă, adică, da? Și serviciile mai calitative. Serviciile mai calitative. Asta e mesaj, ca să-l înțeleagă și telespectatorul, că altfel, deci, așa. Părerea dumneavoastră? Mesajul meu poate fi un pic mai dur. Vreau să le reamintesc președinților de asociație că există cod penal, există cod contravențional și fiecare acțiune ilegală a lor poate fi taxat corespunzător de organele competente. Și vreau să le reamintesc locatarilor noștri că există lege care le apără drepturile și interesele lor. Legea cu privire la condominiu să o deschidă, să o citească. Și dacă nu dispun de timp
încercați să apelați la consultația unui specialist, un jurist, o persoană care îi mai pricepe în domeniul respectiv, să vă ajute să înțelegeți anumite lucruri și cum să acționați mai departe. Să fiți activi și să nu vă fie frică. Nu uitați că există lege care vă apără interesele. Eu am pus întrebările care le-am considerat eu din punct de vedere a unui locatar și a unui membru acestei asociații și mesajul dumneavoastră mi-e clar. Dacă au rămas anumite aspecte, deci nu e clarificat în cadrul emisiunii, mai avem încă câte o minută să spunem despre ce n-am vorbit. Poate că au rămas vreun element, deci ne-e scos la suprafață. Despre ce n-am vorbit rămâne pentru emisiunea următoare. Pentru emisiunea următoare. Bine, eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Deci e un subiect așa mai interesant atât timp cât e un subiect de organizare, de gestionare, un subiect de drept. Și noi nu tot timpul suntem capabili să învățăm. Parcă problemele astea nu sunt noastre. Sunt legate cu emoții. Pe de altă parte, dumneavoastră aveți dreptate. Legea asta condominiului, de fapt, e despre proprietari, despre deci, cum ei trebuie să gestioneze și să autogestioneze, să autoguverneze, să autoconduc. Și dacă legislația, cum spuneți dumneavoastră, că este mai bunișoară, mai perfectă și permite ca noi, în cele din urmă, dacă vedem că nu e eficientă asociația noastră mai mulți ani, să invităm măcar așa o asociație sau să chemăm juristul și să ne mai discutăm cu el, atunci asta e o variantă, e o soluție, de alternativă. Așa eu am înțeles-o și eu vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră și eu sper că cu ocazie să mai facem o emisiune, mai întrunim niște întrebări, eu cred că întrebările este eu ansam după emisiunea respectivă și o să le adunăm și ne mai întâlnim. Eu vă mulțumesc pentru participare și, stimați telespectatori, noi am discutat despre modificările la legea condominiumului, legea asociațiilor deci de locatari, am vorbit cu specialiști în domeniu care știu bine problemele de acolo, știu cum funcționează anumite impedimente care există la nivelul deci gestionării și autogestionării acestor asociații. Mie mi se pare că anume pentru locuitorii orașelor această emisiune prezintă un anumit interes. Dacă considerați dumneavoastră că trebuie să facem mai departe asemenea emisiuni, ne mai contactați la noi la televiziune și noi suntem gata să invităm specialiștii și să discutăm și alte multe aspecte care apar aici, inclusiv cu dosarele care se duc în judecată și care trec cu anii, inclusiv cu dezvoltatorul care uneori dă casa în primire, da? Dar nu a dat-o tot, acolo numai decât își păstreze niște spații pentru dânsul. Când te pomenești, parcă noi am achitat și tot asociații, dar nu, el insistă că el are documente pe spațiile locative. Și aici sunt foarte multe așa, deci situații specifice. Mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, vă mulțumim pentru audiență și vă spunem la revedere!